Salut! În primul rând, nu uitați de giveaway. O să vă zic asta prima dată ca să vă atrag atenția puțin și aveți aici în card, găsiți linkul către video cu giveaway și azi vom discuta despre iPhone 11 Pro, Pro Max și 11 simplu și cum simt eu Pro Max-ul după o lună de folosire și ce ați putea alege dacă ar fi să vă cumpărați în momentul de față un iPhone, care dintre cele trei versiuni, 11, 11 Pro și 11 Pro Max, ar fi cel mai bun pentru voi. Hai să vedem despre ce e vorba! Ca să înțelegeți, până acum eu am avut doar versiunile mici de la iPhone. Am avut alea XS, de exemplu, am avut iPhone 7, am avut 8, n-am avut niciodată versiunea Max. Acum am Pro Max-ul și diferența este că n-am niciodată cum să-l uit undeva. Adică îmi dau rapid seama dacă îmi lipsește din buzunar o cărămidă de sticlă și oțel inoxidabil. Tot cu referire la dimensiunea device-ului, prima dată am avut impresia că softul se mișcă mai greu, ceea ce era un mindfuck pentru mine, pentru că nu înțelegeam de ce, dacă este un device mai bun, softul se mișcă atât de greu. Eram obișnuit cu un device mai mic, imediat tastam, imediat treceam dintr-o parte în alta a ecranului cu degetul, acum îmi ia super mult să tastez sau să ajung, cel puțin nu reușesc să ajung în toate părțile ecranului cu un singur deget sau cu o singură mână, mă rog. Bă, da, îmi place extraordinar de mult cum arată. Sincer, nu m-am săturat de aspectul lui, nu m-am săturat de cum se simte, feeling-ul pe care l-ai în momentul când îl simți în mână, pentru că e un telefon dur, e un telefon elegant, e un telefon care, bă, după părerea mea, arată bine. Deci arată foarte bine și e un feeling premium așa pe care l-ai când îl ții în mână și, sincer, încă nu m-am săturat și sper să nu mă satur, pentru că este un device absolut excelent din punctul meu de vedere. Recent am văzut un thread destul de mare pe Reddit în legătură cu ecranul noilor iPhone-uri care se zgârie extraordinar de ușor. În primul rând, nu înțeleg cum, pentru că are, de fapt, display oricum este diferit, adică nu vorbim de display în sine, ce sticla sau coatingul, ce se află pe deasupra ecranului, ce învelește sticla, de fapt, pentru că sunt mai multe layere, este un coating deasupra sticlei, este sticla în sine, apoi display-ul și așa. Și ci că acel coating sau acea sticlă se zgârie foarte ușor. Nu prea înțeleg cum e asta posibil, pentru că e cumva la fel ca anul trecut, poate chiar mai bună decât anul trecut, dar, în primul rând, ne punem folie la device, nu? Adică ce, cum te aștepți să păstrezi un device dacă nu ai grijă de el? Indiferent de cât de dur sau rezistent se presupune că a fi device-ul la zgrieturi, la amprente, la fel și fel de lovituri, totuși ne protejăm device-ul dacă vrem să avem grijă de el. Pentru că noi nu vorbim aici de oameni, hai să zicem că oricum sunt o grămadă de videouri pe net cu oameni care supun device-urile astea la teste extreme, dar chiar și microinteracțiile pe care le-au anumite chestii, nu știu, niște chei, dacă avem buzunar, niște monezi, pot lăsa anumite urme. Pot lăsa anumite mici urme pe ecran sau pe spate sau pe ramă. Trebuie să avem grijă. O husă, nu uitați, husele de la printere, găsiți link în descriere. Păstrăm device, avem grijă de el. Eu deja, de când, din momentul în care l-am luat, în a doua zi, după ce am făcut review și am filmat, aveam husă și folie 3D de sticlă pe el. E must have. Mie mi se pare absolut incredibil și imposibil să spui că, bai, telefonul se zgârie extraordinar de ușor sau așa. Păi da, cred și eu, dacă ți arunci telefonul în buzunar cu 3 cuie, o pereche de chei, un Rottweiler și niște roși vulcanice, da, cred și eu că se zgârie dacă îl ții în halul ăsta, dacă n-ai grijă de el. A, și încă o chestie, ci că se zgârie ecranul pe margini, chiar și cu folie. Bă, dar nu înțeleg ce fel de folie vă puneți voi, pentru că cea mai ieftină și pe care am pus-o și eu și super rezistentă e 40-50 de lei. Nu înțeleg, voi ce aveți, folie de ciolofan la telefon sau în ce hal poate să fie folia aia încă să nu-ți protejeze telefonul într-un mediu de uz normal? Pentru că nu înțeleg ce faceți voi cu telefoanele. Eu, într-o lună de uz intensiv al telefonului, pentru că îl folosesc extraordinar de mult în fiecare zi, eu editez pozele, postez pe Instagram, le postez pe Facebook, mai editez și videouri din când în când, adică eu chiar folosesc telefonul și îl pun, ba pe masă, ba în buzunar, ba, nu știu, mai trântesc pe pat sau, nu chiar îl trântesc, am grijă de el, dar mă asigur că se află totuși în locuri ferite de orice abuz sau orice, nu știu, ceva ce-l poate lovi sau zgâria. Și totuși, nu am nicio zgârietură, pentru că am grijă de device. Nu înțeleg! Băi! La început, când am luat device-ul, au fost câteva bug-uri și încă mai sunt câteva bug-uri în device, dar sunt evidente că sunt de soft. Nu știu, mi se deschidea camera mai greu sau mai avea câteva glitch-uri prin sistem. Unele au fost rezolvate, unele urmează să fie rezolvate. Oricum, urmează un update destul de mare și anume iOS 13.2, unde vine și Deep Fusion și de-abia l-aștept. Deep Fusion, dacă nu știați, este posibilitatea sistemului, softului de cameră, să facă o poză folosind toate cele trei camere odată. Nu poți să selectezi, să activezi sau să dezactivezi asta, pentru că nu e ceva ce îți influențează în rău fotografia, ci o influențează doar în bine. Și el intervine doar atunci când este cantitatea de lumină necesară ca acest Deep Fusion să se activeze.
Așa că, unde ați mai văzut voi device-uri care să facă asta? Încă o chestie, bateria mă ține extraordinar de mult. Ce-i drept, și la telefonul trecut, la iPhone XS, mă ținea bateria o zi și un pic, acum mă ține 2 zile lejer bateria și sunt maxim impresionat. Ce-i drept, asta este și varianta Max cu o baterie mai mare, dar pentru că ei au scos 3D Touch, acel layer, pentru că 3D Touch presupunea și ceva hardware. Era un layer care se afla sub display și detecta cu câtă presiune apeși tu pe ecran. Hei, odată ce au scos aia, au putut să mărească bateria și da, avem baterii mai mari, atât pentru iPhone 11, iPhone 11 Pro și iPhone 11 Pro Max, care are și cea mai mare baterie. Și în final, care ar fi varianta cea mai bună de cumpărat dintre cele 3 versiuni de iPhone? Acum, tot ce pot să vă zic este că în primul rând depinde de preferințele voastre și de bugetul vostru. Dacă ar fi să recomand personal o versiune de iPhone care ar fi potrivită pentru oricine, ar fi iPhone 11 simplu. De ce? Pentru că nu este nici cea mai mică versiune din punct de vedere al dimensiunii, adică nu este cât un iPhone 11 Pro, care e cel mai mic, echivalentul XS-ului, nu este nici Pro Max, care este cel mai mare, este un pic mai mare. De ce au făcut ei treaba asta? Pentru că acest iPhone 11 are un ecran LCD. Având un ecran LCD, marginile pe care le vedeți, marginile negre la ecran, sunt un pic mai mari și ei au vrut să se asigure că ecranul vizibil, ecranul pe care noi, cu care noi interacționăm, este cel puțin la fel de mare ca la un iPhone 11, XS-ul, versiunea XS de anul trecut. Dar cu toate astea, ecranul este puțin mai mare decât un iPhone 11 Pro, cel puțin așa l-am sesizat eu când l-am văzut față în față. Și de asta recomand iPhone 11. În detrimentul faptului că are un ecran LCD și nu are Super Retina XDR display, bla bla bla, foarte multe tehnologii pe care nu le cunoaștem niciunul dintre noi, ideea este că ecranul este incredibil. Chiar dacă, teoretic se spune că dacă te apropii foarte mult de ecran poți să vezi pixeli, na. Nu, trebuie să ai un super ochi ca să vezi pixele și să-i distingi și chiar dacă ei vedea cine stă așa pe telefon. Adică este un ecran incredibil. Cei de la Apple s-au asigurat că chiar dacă este un ecran LCD, este de o calitate net superioară. Așa că este versiunea pe care vă recomand, este versiunea cea mai ieftină, ca dimensiune este super ok. Are cele două camere principale pe care le consider eu a fiind must have într-un telefon, și anume camera normală și o cameră ultra wide. Nu are camera telescopică, dar cum am zis și într-un alt video, camera telescopică se poate simula, adică dacă tu faci o poză cu o cameră normală, faci un crop și zicem că ai un zoom. Da, corect, o să vadă câțiva pixeli, depinde cât de mult țineți la asta. Dacă aveți un buget mai mare, puteți merge pe Pro. Dar dacă vă doriți să aveți o baterie care să vă țină 2 zile, atunci puteți opta pentru Pro Max, care este un device absolut excelent, are toate cele 3 camere, are o culoare incredibilă, chiar și Space Gray, am văzut și un Space Gray, este arată mega, mega bine. De acum intervine fix alegerea voastră, intervine bugetul vostru și ce vă doriți de la un telefon. Bun, eu am terminat aici. Vă mulțumesc foarte mult că v-ați uitat. Nu uitați de giveaway. Aveți cardul aici, l-am pus la începutul clipului, da. Dacă dați click acum o să mai puteți vedea o dată, să accesați clipul ăla și să vedeți exact ce trebuie să faceți. Dar în primul rând, vă zic eu de pe acum, un subscribe pe YouTube, un follow pe Instagram și restul mai aveți de lăsat un comentariu. Găsiți în clipul ăsta. Bun, eu vă mulțumesc extraordinar de mult. Sunteți cei mai tari. Mă înclin în fața voastră și să-mi pun telefonul aici, ca să nu pot cu ambele mâini. V-am pupat! Pa!